Dacă s-a spus de multe ori că Timișoara e un oraș mai civilizat decât altele din țară, ar fi oarecum nepotrivit și oricum nu o dovadă de civilizație din partea mea, ca vechi timișorean ce sunt, să susțin acest punct de vedere fără niciun fel de rezervă. De aceea, susținându-l totuși, pentru că mi se pare că, într-o măsură, el este aproape de evidență, cred și că anumite rezerve sunt de făcut. Le spun de pe acum, poate vom reveni la ele. Trebuie făcută relația între civilizație și cultură și să vedem cum stăm noi din acest punct de vedere. Și trebuie făcută relația dintre civilizația care a existat aici și cea care există acum. Însă, repet, cred și eu că anumite aspecte nu țin de mit, ci de adevăr și că a existat și mai există încă o anumită urbanitate a relațiilor dintre oameni în Timișoara, care e și expresia umană a unui aspect urban al orașului însuși. Și cel puțin încă un aspect trebuie subliniat, care iarăși nu ține de mit, și anume faptul că aici unde ne aflăm împreună mai multe naționalități, trăim bine unii cu alții. Și drept, n-aș spune că ăsta este un merit special al nostru, al timișorenilor. Și cred că este o stare firească a lucrurilor. Adică acolo unde sunt mai multe naționalități, osmoza dintre ele, buna înțelegere dintre ele, se produce mai ușor decât unde sunt numai două și unde de obicei se nasc tensiuni. Deci, cred și eu totuși că această, i-aș spune, urbanitate a Timișorii există sub mai multe aspecte și mărturisesc ca timișorean de peste 50 de ani că am în mine o anumită satisfacție care sper să nu fie numai dependentă de celebra fălășenie a noastră a bănățienilor, care, cum bine se știe, suntem peste tot fruncea. În rest, să vă spun că lucrurile au evoluat, sigur, nu numai acum, în ultimele luni, au evoluat prin forța lucrurilor, prin faptul că orașul a crescut mult și că s-a produs, datorită faptului că cartierele din prejurul centrului nu au fost înzestrate cu tot ce le-ar fi fost necesar pentru ca în fiecare dintre ele să existe o viață organică și cu tot ce îi trebuie unei vieți, s-a produs o firească aglomerare a centrului care a început încă de mai multe vreme să-i strice aspectul atât urban, în sensul propriu al cuvântului, cât și acelui uman. N-are rost să mai insist asupra a ceea ce ne-a apăsat pe toți în ultimii ani, adică asupra degradării care s-a produs pretutindeni prin simpla privare a orașilor și a oamenilor de strictul necesar și de mijloacele care le-ar fi permis să mențină un anumit
nivel al calității vieții. Ziceam, pe de altă parte, că este bine ca să nu fim, cum spuneam mai înainte, prea făloși, să distingem puțin între civilizație și cultură. Pentru că sub acest aspect lucrurile nu au stat la fel de bine aici ca în alte părți ale țării. Cred că nu suntem un loc în care cultura să fi pătruns cu ușurință în straturile societății și că abia în ultimii ani s-au strâns aici forțe, adică s-au strâns oameni de valoare care acum, cred, ar putea să iradieze în prejurul lor și să realizeze o a doua osmoză, fiindcă vorbeam de osmoza reală dintre populația de diferite naționalități, să realizeze o a doua osmoză, aceea dintre cultură și civilizație. Din păcate, situația deocamdată nu este chiar favorabilă pentru cauze pe care toți le știm, adică datorită frământărilor din ultimele luni și chiar din cauza unei anumite evoluții a stării lucrurilor la noi, anume haos care se produce și poate chiar mai mult în apropierea granițelor decât în alte părți. Încât în momentul de față stăm mai rău decât am stat până acum. Asta nu înseamnă că nu sunt optimist. Adică cred că noi avem resurse să revenim la ceea ce am dorit ca în întreaga țară să fie, adică la acea urbanitate la care mă refeream. Și dacă îmi permiteți să vă dau un exemplu personal și recent în această privință, unul care m-a încurajat foarte mult. Zilele trecute, plecând spre București, l-am întâlnit la aeroport pe un coleg cu care câteva săptămâni înainte avusesem în presă un schimb foarte aspru de păreri. Întâlnindu-ne, am avut probabil amândoi un moment de crispare, dar după aceea lucrurile au mers firesc, am făcut drumul împreună, am găsit despre ce să vorbim și nimic nu s-a simțit între noi, nicio umbră datorită acelui schimb care rămâne în picioare, adică părerile noastre probabil rămân opuse în multe privințe, dar asta nu ne-a împiedicat și ăsta este lucru care m-a încurajat, nu ne-a împiedicat să stăm împreună, să găsim și alte subiecte despre care să putem vorbi și în care să ne înțelegem și iată de ce, bineînțeles numai un detaliu, sunt totuși optimist. Acum suntem cu părerile noastre, care, cum este firesc, sunt diferite, dar care trebuie să se schimbe unele cu altele pe un fond care ne rămâne comun, care este acela al calității de a fi om, al unei epoci de civilizație și a acelei speranțe despre care tot vorbim, de a deveni oameni ai Europei. Acum, dacă mi-ați permite să fac puțină teorie, sper să nu devin prea abstract, referindu-mă la Europa, constat o anumită analogie, dar care nu ne avantajează. Postmodernismul este o epocă care vine după zeci de ani de istorie aproape sălbatică pe care a traversat-o
Europa și lumea întreagă, cu războaiele ei, cu totalitarismele ei, și pare a se caracteriza, dimpotrivă, printr-o atenuare a tensiunilor, printr-o tendință de ștergere a diferențelor, care e pândită chiar și de pericolul unei anumite inconsistențe a vieții, dar, pe de altă parte, și de o anumită, n-aș spune comoditate a vieții, dar de un trai bun între oameni, însă trai bun pentru că el stă pe suportul unui nivel de civilizație înaltă, asigurat de ceea ce se numește epoca post-industrială. Noi aici nu putem să vorbim de epoca post-industrială, pentru că la noi totul e deteriorat, și atunci eu văd, față de ce se întâmplă în Europa, două deosebiri de făcut. Una este că la noi n-a încetat starea tensională, din cauze asupra cărora nu insist, dar oricum noi încă ne confruntăm și uneori destul de puternic și, din păcate, chiar violent în ultimele luni. Pe de altă parte însă, începe și la noi un soi de postmodernism, adică un soi de ștergere a diferențelor, dar, din păcate, sub un aspect rău al cuvântului, adică un fel de intrare în haos, o dezordine a vieții care creează pericolul ca oamenii să dorească o ordine cum a mai avut, adică una aspră, una neîndurătoare, și nu o reorganizare firească a lucrurilor, pentru ca să ne întoarcem la ceea ce este de fapt subiectul discuției noastre, și anume la o stare de civilizație pe care, în perimetrul țării noastre, Timișoara a semnificat-o multă vreme, și mă întreb dacă o mai semnifică și acum. Acea veche civilizație a profitat și de circumstanțele unui oraș mai mic, unei influențe benefice. Nu vreau să fiu bănuit de cosmopolitism, dar este un adevăr că dacă s-a spus despre Timișoara că era o mică Vienă, și probabil s-a exagerat, afirmația avea însă sensul de a trimite înspre locul care ne influența în bine. Acum ar însemna ca noi să găsim în noi înșine resurse ca să ne influențăm în bine, adică să ne creăm o urbanitate a noastră, dar ea nici de cum nu poate să fie una originală. Urbanitatea este, ca și democrația, una singură, și deci, dacă ar fi să răspund, dar recunosc că răspunsul este abstract și vag, nevoie este să ne deschidem către celelalte țări din pe jurul nostru și de mai departe, și printr-o circulație a oamenilor, printr-o circulație a ideilor, printr-o colaborare a instituțiilor, să intrăm într-o stare de bună normalitate. Și poate că ăsta ar fi proiectul pe care îl putem întrevedea.